Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog din Siracusa, Marca Traveliștii. Doar ce am ajuns aici din Catania, vrem să facem o excursie de o zi. Am venit cu autobuzul, cu interbus, pentru că am pierdut trenul. În fine, nu mai contează. Cât ai plătit pentru bilete până aici? 6,20 € de persoană. Pe sens, călătoria, da. Da. Și am făcut, cred că, o oră jumate. A plecat mai târziu, în fine, e și duminică, adică e dolce far niente astăzi. Așa că o să explorăm din nou pentru noi acest oraș foarte frumos împreună cu voi. Astăzi, da, astăzi o să le explorăm împreună cu voi, să descoperim frumoasa Siracusa. Hai! Aici, în Siracusa, am descoperit luceafărul alimentar românesc. Ia, hai să vedem dacă e deschis. Deci o alimentară aici foarte, foarte tare, cu toate produsele, aproximativ toate produsele din România. Da, 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 da. Uite, avem și pufuleți chiar. Super tare, da. Super tare, cu pateuri. Foarte tare, da. Ne-am bucurat să găsim această alimentară aici în Siracusa. Da. Am filmat puțin aici și doamna era puțin speriată, nu a vrut să apară în fața camerei. I-am respectat această decizie, dar chiar ne-am bucurat să vedem un magazin cu produse românești aici în Siracusa. Mergem mai departe. Este un oraș atât de aerisit și încă nu am intrat în centrul istoric. Este o zonă din patrimoniul UNESCO aparținând aici în Siracusa. Așa că ne îndreptăm către acea zonă minunată. Orele prânzului, bineînțeles, ca precum în toată Italia, după ora 3, nu prea mai găsești să mai mănânci. Sper că ne vom opri cât de curând să mâncăm ceva. Am găsit ceva tradițional aici, cred că și de mâncare, foarte bun, cu diferite produse din acestea autentice de aici, din Sicilia, și cred că ne vom opri să mâncăm aici. Uite, are și, cum se cheamă ăsta, caju. Super. De aici avem niște minunății tipice siciliane. Sì, sì, sono tutti prodotti nostri cucinati appena. Abbiamo delle prelibatezze siciliane. Ok. E sono quasi tutti prodotti siciliani di nostra produzione. Noi facciamo l'olio soprattutto di nostra produzione. Ok. Abbiamo un bellissimo locale famiglia. E grazie. Grazie, grazie. Boh, è forte fine această alimentară, nu știu cum să-i spun, cucina, ceva de gen. Ideea este că tipii de aici ne pregătesc, o să luăm un platou cu mai multe chestii. I-am zis să ne pună din fiecare, pentru că toate mâncărurile de aici sunt tipic siciliene. Și au zis să mergem pe mâna lor, că o să ne facă ei un platou, o să ne lingem pe degete. Așadar, să vedem cu ce ne surprinde. E la Sicilia che balla. Ia uite ce aici. Ia uite ce aici. Grazie. Grazie. Foarte tare. Grazie. Wow. Chiar arată genial. De ce nebunie într-o farfurie ce e aici? Băi, am mâncat, am dat cu căciula de azvârlita. Se vede că nu mai avem niciunul căciulă, da? Așa. Și toată nota a făcut 44 de euro. Inclusiv băuturile, toate băuturile. Și acum ne vine un digestiv de fistic. Grazie. De pistacio. Grazie. Licore di pistacio. Grazie. Salute. Salute. Cheers.
Mamă, ce bun e! Mamă, ce bun e! Zici că e prăjitură! Știi să luăm! Băi, chiar, din zici că e prăjitură, dacă mănânci două, trei prăjituri de-astea... Ne întoarcem în Catania. Salute, salute și să mergem mai departe, da? Haideți că avem treabă. Extraordinar ne-am simțit aici la Altagliere. O gazdă super... Cum te cheamă? Angelo. 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 È stato un piacere. E servire ai vostri fratelli, ai vostri amici, quelli che sono. Va grazie. Bene? Ho fatto tutti i prodotti tipici siciliani e gli ho fatto un bel tagliere per farli mangiare bene. Spero che sono stato alla vostra altezza. Grazie. Grazie per te. Grazie. Grazie. Uite, de aici de la domnișoara se pot face excursii către Ortigia. Info point. Minunata Siracusa. De aici începe adevăratul centru vechi al acestei minunate stațiuni. Dragilor, acest pod și cel pe care mă aflu eu fac trecerea către Ortigia, zona veche, zona istorică a Siracusei. Adică, acum suntem în Ortigia, cea mai frumoasă parte din Siracusa și aici o hartă a peninsulei, ca să zic așa, atașată Siracusei. Suc de Rodi, proaspăt. Și intrăm în centrul vechi din Ortigia. Hai să traversăm. Deja este totul mult mai animat. Terasele sunt deschise toate. Și cred că e un târg cu produse artizanale în față. Adică asta este cu siguranță. Poate găsim ceva interesant și autentic. Și o trăsuță cu cai, în cazul în care vreți să faceți un tur al orașului. Și aici este un sit arheologic. Templul lui Apollo este acesta și datează din secolul 6 dinainte de Hristos. Ce drăguți sunt palmierii ăștia aici. Dau o notă exotică situlului arheologic. Pălării, șaluri, bijuterii, uite și ceramică, genți împletite. Și am găsit încă un magazin care are produse, cred că tot din Ghana, așa cum am văzut și în Palermo, foarte colorate, da, sigur, că vedeți pe doamna aici în spate, că e foarte colorat îmbrăcată. 10 euro? Da, lui cerul 10. Am pus-o pe Coni să întrebe cât costă o șapcă ca asta. I-am dat 5 euro, aici 10 euro. Deci preț de piață artizanală. Mulți cactuși. Uite și un pom de Rodi. Nu știu cum se, dacă se numește altfel. Intrăm în zona veche. Chiar de aici. Uite că și pe aici oamenii usucă rufele la balcon, așa în centrul istoric al orașului. Din fericire avem și umbră, nu-i așa? Câte flori pe această străduță. Da, atât de liniște, dacă nu dai de o casă în care locatarii ascultă muzică, nu s-ar auzi nimic. Și e foarte plăcut.
Hai și pe aici că e foarte frumos. Ia uite scuterul la intrare în casă. Balcoane pline cu flori. Extraordinar de frumos. Dragilor, ajungem la mare. La mare în Siracusa. Suntem la Marea Tireniană în această parte a Siciliei, la fel ca și în Catania, bineînțeles. Când am fost la Palermo, era Marea Adriatică. Ia să vedem, și acolo este cetatea. Wow! Ce apă limpede, transparentă, cristalină. Hai să urcăm să vedem ce priveliște avem de sus. Câteva zeci de trepte, așa la 40 plus de grade. Așa se simte, nu știu câte sunt în realitate, dar este extrem de cald. Hai că am și ajuns. Wow! Cum se vede orașul? Extraordinar! Ia uite! Extraordinar! Vai, dar cât de cristalină e apa! Și acolo e tot orașul Siracusa, wow. Mare parte din el. E super tare! Mari! Dar la plajă unde mergem? La plajă o să fie după acele stânci. În partea cealaltă acolo o să fie o zonă frumoasă de plajă și o să vă arătăm o plajă minunată. E o chestie micuță într-un golfuleț. Piatra din acel golfuleț este formată din, de fapt, pietrișul, să spunem așa, e format din sticlă colorată de toate culorile. O să fie ceva senzațional, o să vedeți. Facem și o baie acolo. Țin minte că a fost foarte caldă apa când am venit noi acum 8 ani. Mi se pare foarte cristalină apa, foarte curată. Abia aștept să ne bălăcim. Bineînțeles că mai escaladăm puțin și aici. Să vedem acest minunat view. Dar ce vreau să vă arăt cum face lumea plajă aici. Pe aceste stânci. Deci cam astea sunt plajele din Italia. Cam așa arată. Ia uite. Din punctul meu de vedere sunt geniale pentru că este o apă foarte, foarte limpede și adâncă, de poți face și sărituri. Uite pe un tip acolo, se pregătește să sară. Hai să-l vedem, ia uite, jam. Foarte tare. Aici s-a construit o platformă artificială, dar aici este totul natural din aceste stânci. Foarte fain. Ia uite. Uite și două tanti care fac topless. Aici o să facem și noi puțină baie, să ne bălăcim puțin, să ne răcorim de fapt. Pentru că e o căldură infernală afară. Și mergem să ne răcorim puțin, jumătate de oră, o oră, să vedem cât stăm. E bine că e și umbră acolo, să ne bată soarele în cap. Și pe urmă mergem mai departe. Am oprit să ne alimentăm puțin pentru că mergem pe plajă și nu mai putem, suntem deshidratați. Ne-am oprit aici la o băcănie din aceasta cu... V-am spus mai devreme că această plajă, când am fost noi în urmă cu nu știu câți ani, nu mai știu, cred că acum 8 ani, era plină de pietricele din acestea din sticlă. Încă se mai regăsesc și acum, dar atunci erau foarte, foarte bine colorate. Ceva de gen. Ia. Sunt multe în apă. Uite-ne. Sunt și roșii, albastre. Foarte fain. Așa că ne vom duce să facem și noi o baie acum. Bineînțeles o să-mi iau și masca de snorkel cu mine. Să vedem ceva peștișor prin apă dacă descoperim. Echipa de șoc i-am lăsat la umbră.
și mă duc să explorez puțin. Facem o saramură de seară? Flori? Da. 3, 4, 5 baboi, ia duc imediat. Haideți, andiamo. Gata, ne strângem corturi și mergem mai departe. Ai obosit? Nu, n-am obosit, mi-e doar lene. Adevărul e că am stat aici, nu știu, o oră jumate, două, cred. Am stat, am stat. Și am stat la umbră și ne-am moleșit. Dar ce bine a fost că am stat la umbră. Acum mergem să continuăm explorarea orașului vechi. Foarte, foarte frumos. Foarte frumos orășelul Siracusa. Ne place aceste clădiri vechi. Impresionante sunt. Orașul Siracusa duminică după amiază este foarte liniștit. Hai să vedeți ce e pe apă aici în port. E haos, toată lumea cu bărcile, cu iahturi, cu fel și fel de șalupe și... Ia uite! Wow! Vai de mine ce e aici! Un furnicar de bărci! Wow! Deci toată lumea se distrează pe apă aici, să zicem așa. Da, ia uite, fac plajă. Dar cred că astea sunt, nu cred că sunt chiriate, cred că sunt ale lor, celor, ale celor care stau aici. Sigur! Super! Acest oraș Siracusa seamănă foarte mult din punct de vedere arhitectural și chiar al reliefului cu Malta și Croația, așa ni se pare. Foarte, foarte bine chiar seamănă. Ia uitați ce restaurant. Mesele sunt de fapt tablouri rămate, bineînțeles, și cu geam și toate sunt în acest mod. Micatu. Și aici niște papagali. Toate mesele sunt pictate. Și asta. Super. Și am găsit și un iaz aici cu mulți pești mari și colorați. Un palmier,
Cred că acolo e un restaurant. Notarul, 70 holos, frate. Hai că mi-am luat și o șapcă. Interesant, era puțin murdar și cerea 8 euro pe ea și i-am dat 4. Asta este. Dar domnul este din Maroc și am vorbit puțin cu dânsul și i-am explicat că am fost de 13 ori în Maroc. S-a bucurat foarte tare. Stă pe lângă Casablanca. Și mergând noi așa frumos pe faleză, am găsit un loc unde poți faci plajă, nu e foarte multă lume și aici este plin de peștișori și cred că poți să bagi și picioarele, adică nu e jumătate de metru până la apă. Din păcate, va trebui să plecăm. Nu prea mai avem timp, dar cine știe, poate ne vom întoarce și pentru a treia oară, a patra oară, pardon. Și am ajuns la bărcile de Liga 1, mă rog, iahturi super luxoase, mai liniștită zona, sunt mai puțini oameni care își permit astfel de ambarcațiuni. Ce pasaj mișto pe aici, foarte frumos, aici un port plin de umbră cu acești pomi minunați, uite ce. Chestie deosebită aici. Foarte fain. Foarte fain totul. Și am ajuns la catedrala din Siracusa. Da, asta e baroc. E genial. Uite și alte clădiri în dreapta. Da, e foarte fain. Ne aducem aminte cu drag de acum 8 ani de zile. De această piață. Aici cred că se organizează spectacole. Uh-huh. Acum e liniște. Aproape că nu e muzică deloc. Foarte fain. Foarte fain să revezi locurile care ți-au plăcut, locurile dragi. După 8 ani, în 2014 am fost aici. Un pic schimbate, dar nu mare diferență. Dar cu siguranță aș mai veni. Pare că avem noroc să o și vizităm acum, să intrăm în această catedrală minunată, pentru că data trecută când am venit noi era închisă. Hai să vedem despre ce este vorba.
Se pare că lui Antonio e puțină foame. Mamă, e poftă. Și a găsit ceva delicios aici. Ia să vedem ce ți-ai luat, Antonio. Cu pistacio? Pistacio. Și cu migdale. Wow. Tradițional. Antica salumeria Ortigia. Foarte fain. Foarte frumos e orașul. Cum vi s-a părut orașul? Super. Da? Mai frumos decât ne așteptam. Mă bucur. Foarte fain. Uite pe cât. Dragilor, aici se încheie vizita noastră în Siracusa și vlogul. Este un oraș extraordinar de frumos, un oraș plin de istorie, arhitectură impresionantă, prețuri rezonabile, mare, soare, atmosferă frumoasă, voie bună, așa că vă recomandăm din suflet, dacă ajungeți în Sicilia, să veniți aici și sunt multe alte lucruri pe care noi nu am avut timp să le facem. Așa că vă mulțumim că vă uitați la noi, vă salutăm și vă așteptăm în următoarele vloguri. Salutări din Sicilia!